Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Nu este despre Mavic, e în continuare gadgetul anului, însă urmează un unboxing cu laptopul anului. Primul care a ajuns în magazin, deja l-am luat de acolo, trebuie să fie la raft. Era ăla care trebuie să fie la raft. Așadar, Mavic-ul e la locul lui, în continuare gadgetul anului. Da? Nu ne răzgândim. Spuneam că l-am luat de la raft, l-am împrumutat de la cei de la iStyle, măcar atâta le putem mulțumi. Tu vezi? Tu vezi? Ia uite. Bun. De ce facem acest unboxing? Pentru că dintr-un milion de motive, nici măcar nu contează motivul. Contează pur și simplu că sunt în acel moment în care laptopul meu mă servește cu bio de 2 ani. Pentru cei care știu, eu sunt deja utilizator de MacBook Pro. Folosesc un MacBook Pro în viața de zi cu zi și am tot folosit în ultimii 6 ani. Am trecut de la MacBook Pro de 13 la MacBook Pro de 15 Retina. A fost ambiția mea să-l am pe primul atunci când a ieșit și m-a servit cu bine, numai că era cam mare. Și pe care am coborât la 13 Retina și acesta mi se pare cel mai bun atunci când vrei portabilitate. M-am bucurat tare mult când a apărut un 13 Retina înlocuitor de MacBook Air, cu sau fără touch bar e secundar. Însă, dacă vrei să te uiți cu adevărat la ce este în stare să-ți ofere Apple pe zona de laptopuri în 2016-2017, te uiți la acest MacBook Pro de 15 Retina în versiune cu de toate, aproape cu de toate, pe care îl desfacem acum împreună. Poți să mai trag de timp să știi dacă vrei. Tocmai mi-am dat seama de o chestie. E una dintre primele cutii de Mac care are culori, de la Touch Bar. Bun, pe spate. Ce mă bucură cel mai tare este că dacă îl cumperi din România, și apropo, am comparat prețurile din restul lumii cu ce se întâmplă în România, dacă adaugi doar TVA-ul și la prețuri de afară și te încurajezi să-l iei de aici cu garanție 2 ani, de la indiferent cine îl aduce în România, dar e al de aici. Inclusiv cu specificații în limba română, văd că am un MacBook Pro de 15 inch și o parte dintre specificații pe care o să vorbim, modelul este A1707. Îl avem în versiune Space Gray, exact cum îmi doream. Uite și tu simplitate, perfecțiune. Ce fac omuleții aia din fabrica de la Foxconn e magie curată în baza matrițelor făcute de băieții din Cupertino. Este foarte subțire și foarte ușor. 1,86 kg, cică. Față de ăla pe care l-am avut eu, mult mai ușor. Melcul ăsta, un cablu USB-C de 2 metri. USB-C la USB-C. Nu mai ai cum să greșești capetele. O să te doare capul în altă parte. Băi, și alimentatorul. Parcă e ceva mai mic decât versiunea anterioară. Ca gabarit, este cu puțin mai mare decât cel de pe 13 Retina actual. Însă, ce este diferit, au dispărut fluturile astea de aici pentru strâns cablu și văd aici 87W, așadar este mai compact, cu ieșirea USB-C pe partea asta și adaptorul pentru priză europeană. Așadar, luăm adaptorul și vine așa. Și devine un accesoriu pe care trebuie să-l car după tine. Eu aș fi tare curios dacă reușesc să scap de el și să alimentez și din alte surse de USB-C. Însă cu acesta se va încărca suficient de repede, dar să-ți poți încărca laptopul în vreo oră. Și cam asta este cutia. Restul e nimic. Așa e, asta se întâmplă. Bun, laptopul nostru vine ca de obicei, ca și la versiunile anterioare, în această folie. Superb. Absolut superb. Nu cunosc niciun laptop mai frumos. Serios acum. Este superb. Uite cât de subțire este. Și culoarea asta mi-o doream foarte mult. Îmi doream un MacBook Pro mai închis la culoare. Space Gray. Adică un negru mai închis decât versiunea actuală, care rezistă în continuare pe piață și arată cam așa. Asta este diferența între griul actual și noul gri. Și acum, nu este cea mai echitabilă comparație, dar la capitolul subțirime, cam așa stau diferențele și sunt convins că ați văzut suficiente clipuri pe net, nu o să intru eu acum în toate detaliile. Noul MacBook Pro se simte că este mai subțire, este foarte subțire, însă pe 15 inch, prima mea senzație este că îl vei resimți în rucsac. Așadar, trebuie să fii profesionist ca să merite să-l cari și să apreciezi dimensiunile. Suficiente vorbărie, hai să-l pornim.
în interior, o folie de protecție și fără să apăs niciun buton, și-a dat drumul, a pornit. Pentru că nu are buton, nu? Nu are buton. Bine, Touch ID-ul este cu click. Dar hai să vedem ce face la prima pornire. Până când pornește, prima mea senzație este, băi nene, este absolut uriaș trackpad-ul. Ai prins ideea? E cel puțin dublu, dacă nu triplu. Și direct din cutie, cam atât de repede a pornit. Folosesc engleza? Nu, o să trec pe română. E în România. Să vadă băieții din Cupertino că vrem pe limba română. Să ne facă Siri în limba română. Se aude, da? Eu obișnuit cu tastatura care facea o anumită cursă. Sunetul ăsta de tastatură tip fluture cea nouă mi se pare așa un pic zgomotos, dar poate să mă obișnuiesc. Switch de localizare. În funcție de cât de tare apeși, se și aude. Dacă încep să apeși mai încet, o să mă și obișnuiesc. Din ce am mai văzut pe internet review-urile altor utilizatori, tastatura este suficient de prietenoasă, butoanele sunt chiar mai mari decât la versiunea anterioară, sunt bine poziționate, însă trebuie să te obișnuiești cu cursa foarte scurtă și cu feedback-ul acestui nou tip de tastatură. Câte vreme se mai conectează, așadar, dincolo de tastatura asta generoasă, am touch bar-ul în partea de sus, deocamdată este monocrom și de aici unde mă uit eu este la fel de lizibil ca tastatura obișnuită. Pe stânga și pe dreapta am mini perforații aceste nano drills, în spatele cărora se află difuzoarele și cam atât, pentru că pe lateral mai am doar conectori USB-C infami despre care am auzit, iar pe dreapta încă doi cu jack-ul de căști. Avem așadar jack de căști și avem și Bluetooth 4.2 la bord. Discuția despre conectori este una lungă, dar se va termina la fel de prost. Suntem cu toții proprietari vechi de MacBook Pro-uri nemulțumiți de dispariția conectorului MagSafe, spre exemplu. Ăsta de aici. Conectorul MagSafe este cel care ne permite celor care folosim astfel de laptopuri să ne bucurăm de o mufă care își schimbă culoarea în funcție de dacă se încarcă sau nu. Așadar, poți să știi dacă laptopul tău este conectat la curent sau nu. Uite, spre exemplu, acum la mine este pe portocaliu. În momentul în care bag prima oară, doar la apropii, se conectează magnetic și îmi arată verde că s-a conectat la curent și apoi că a început să încărcarea pe portocaliu. Asta e o chestie pe care am pierdut-o pe noul MacBook Pro. De acum pot totuși să folosesc un cablu USB-C la oricare dintre porturi și să-l bag în acest alimentator. Iar conectarea se întâmplă așa și așa. Ați înțeles ideea. Dacă voi trage așa sau așa, va fi cu durere de cap, dacă îl iei în picioare. Acum, sunt oameni foarte grijolii printre noi, care niciodată n-au dat lucruri pe jos, nu le strică, nu le agață. Dar câte telefoane și câte tablete au căzut la încărcare? Nu ai vrea să scadă un laptop de 13.000 de lei din cauza unei mufe. Problema asta putea fi rezolvată foarte ușor și cu un conector USB-C cu adaptor magnetic. Asta este un lucru care mie lipsește cu adevărat. Și mai sunt și altele. Câte vreme se conectează la iCloud, hai să ne mai legăm puțin de absența unor alte porturi care pe mine mai interesau. Știu că USB-C, acest Thunderbolt 3, este viitorul. Este un conector foarte rapid și toată lumea îl va adopta, sunt convins. Mai ales că Apple și împinge în direcția asta, se va întâmpla. Dar ce facem până una alta cu cititorul de carduri. Toate camerele care noi filmăm și cu siguranță următoarele generații vor avea carduri SD. Unde bag eu un card SD? Trebuie să-mi iau un adaptor. Și dacă mi-au un adaptor, trebuie să fie cu USB-C. Că dacă le iau cu USB, așa cum găsesc în momentul ăsta pe piață, va trebui un adaptor de la USB-C la USB. Apoi HDMI. Sunt foarte multe companii în care oamenii ar vrea să poată folosi un laptop de la Apple. Pe cum te conectezi la proiector? Îți trebuie un adaptor la HDMI, USB-uri normale? Hai să zicem că la un moment dat vom scăpa de USB-urile normale, dar deocamdată 90%, dacă nu, din accesorii sunt pe USB. Dacă ai nevoie de ceva rapid, îl vei conecta pe USB. Un mouse, cititor de carduri, aproape orice care ți este cu adevărat folositor vine pe acel conector USB. Pe partea stângă nu simt lipsa acestor conectori Thunderbolt, care mi oferă și conectare DisplayPort, deși am investit doar pentru a avea Ethernet, pentru a avea rețea, în trei bucăți. Tot timpul îmi uit adaptoarele acasă atunci când plec în deplasări și dacă am nevoie de conexiune la rețea, de internet, îmi trebuie adaptoarele respective. Așadar, mă deranjează fiecare mufă dispărută, mai ales dacă mă gândesc la utilitate. Desigur, pot să-mi iau tot felul de adaptoare și voi mai cheltui cel puțin 100 și ceva de dolari numai ca să ajung la zi.
cu toate conectica. Îmi lipsesc așadar HDMI, cititorul de carduri, conectorul la rețea cablată, pentru că nu peste tot ai Wi-Fi rapid. O altă supărare importantă pentru noi este configurația. Acest 15 Retina nu vine decât cu 16 GB de RAM. Așa a ales Apple. Merg cu un procesor i7 de generația a6-a, cu Skylake în loc de Kaby Lake cu generația a7-a, pentru că la momentul la care s-au apucat ei să lucreze la laptopul respectiv, acesta era procesorul disponibil. Iar ei țin foarte mult ca toate piesele lor să fie super verificate în ecosistem. De aceea funcționează atât de bine laptopurile de la Apple. Și atunci, pentru cei care sunt cu adevărat productivi, 16 GB de RAM sunt prea puțin. Ar trebui să poți avea opțiuni de 32 și aici nu este cazul. Bun. Am ajuns în meniu la activarea Touch ID. 3, 4, 8, 9. Ce tare! Inclusiv mesajele de aici se modifică. Touch ID este gata. Încep să mă obișnuiesc cu tastatura. Este similară cu ce ai văzut pe Apple MacBook, acela mititel de 12 inch, însă este ceva mai clicky, e mai la îndemână, să zicem așa. Este, butoanele sunt mai mari, au o formă ergonomică și cred că mă pot obișnui cu ea. N-am nimic să-i reproșez. Din momentul în care am deschis ecranul, asta este prima senzație. Ecranul este absolut genial. Se vede superb și mai ales pe poza asta în care am diferențe de lumină, se vede că este mai precis. Densitatea de pixeli este spectaculoasă. Avem așadar 2880 pe 1800 de pixeli. Sunt 220 de pixeli pe fiecare inch, ceea ce înseamnă că poți să vii la 20 de centimetri de ecran și aproape că nu vei vedea pixelii. Trebuie să ai vedere foarte bună ca să vezi vreo imperfecțiune. În utilizare normală, la dimensiunea asta este retina, da? Adică se vede impecabil. Nu vezi punctulețele și vei putea să faci editare foto și așa mai departe. Luminozitatea, hai să o dăm la maximum. Unde dau eu luminozitatea? Apăs aici, pe touch bar și acum e la maximum. Și încep să mă joc și cu touch bar-ul. Mă, prima senzație pe touch bar este că sticla asta, zici că e dată cu ulei, dar nu este. Este foarte, foarte plăcută la atingere și răspunde. Răspunde foarte bine. Se retrage automat în dreapta aici, dacă vreau să o deschid, dacă nu, pur și simplu se retrage la locul ei și pot accesa rapid butoanele. Dacă vreau să modific luminozitatea, trebuie să apăs de acum, nu mai am la dispoziție butoanele rapide, trebuie să apăs o dată și apoi cursorul. Și cred că mă pot obișnui și cu asta, nu mă deranjează. La fel pentru sonor sau pentru mut, am o singură apăsare, iarăși îmi place. Și pentru Siri. Hey Siri! Hi! Sing me a song! I'd rather not. Play Kevin MacLeod on YouTube. Here are some videos of Kevin MacLeod I found on the web. La volum scăzut, îmi dau seama că este cel mai profund bas pe care l-am auzit până acum pe un laptop. Mai ales pe un 15 Retina, unde difuzoarele sunt pe lateral, sunetul vine către tine și ce au reușit să facă la nivel de acustică este excepțional. La volum maximum nu distorsionează, nu mai am acea senzație a basului și se aude clar. Cel mai plăcut va fi să-l utilizezi la volum scăzut, unde ai o senzație de sunet aproape de înaltă fidelitate datorită acelui bas care sună bine, sună foarte bine. Uite ce interesant, în Safari poți să văd cursorul aici pe touch bar. Oare funcționează? Poți să scrollezi? YouTube! Pot acționa cursorul de pe YouTube de pe touch bar și pot să văd exact secunda și minutul la care îl voi pune. Sau pot să-i dau pauză. Prima mea distracție cu touch bar-ul este că în momentul în care deschid aici la Safari să scriu adresa, în câmpul de introducere a adresei mi-apar iconițele colorate ale cele mai folosite site-uri. Am copii despre touch bar? Cred în continuare că 300 de dolari sunt bani mulți, dar când dai 2000 și ceva pe un laptop, e un gimmick, e o șmecherie. Bă, dar îmi place. Mă pot obișnui cu ea. Câte vreme am schimbat, am apărut al doilea tab, pot să schimb între taburi. Tot de aici în touch bar. Iar touch bar-ul, meniul touch bar-ului este absolut intuitiv. Am o grămadă de funcții la care pot să accesez rapid.
și câte vreme cântă într-un tab, poți accesa sunetul din tabul respectiv și să-mi văd de treabă în alt tab. De asemenea, ca să acționez iluminarea tastaturii, câte vreme am suficientă lumină, nu mi-o va ilumina, era să uit. Tastatura asta are literele limba română. Încă un beneficiu dacă îl cumperi local. Acest touch bar așadar funcționează deocamdată cu succes în Safari, în iTunes și în aplicațiile lor. Vom vedea în perioada următoare mai multe aplicații care se vor actualiza. Uite, spre exemplu, sunt inclusiv textele de pe pop-up-uri. Aici, spre exemplu, mă îndeamnă să descarc noul iTunes sau pot să dau nu descărca, tot pe touch bar. Sunt lucruri pe care le poți face ca să nu mai dai click, apeși direct un buton, însă în poziția asta de folosință va trebui să duci mâna, să ridici de pe zona de tastatură unde lucrezi de obicei ca să o duci aici și să obișnuiești cam unde ar veni funcțiile respective. Din nou, funcții adaptate pentru aplicația în care mă aflu, dacă îi dau play, spre exemplu, la ceva, îmi vor apărea lucruri suplimentare aici. Puține funcții în iTunes. Bun. Hai să vedem la mesaje. Pentru mesaj nou și la text, ar trebui să am introducere predictivă, exact cum așteptam. Hai să ne jucăm un pic aici. Limba este setată pe engleză, dar va funcționa și pe limba română. I love you and your love for me. I don't want you in the way of a woman that is the most beautiful woman I have found. Asta vrea Apple să știi tu despre femei. So cool. Și apoi emoji. Emoji, 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 emoji. După care ai găsit un emoji care îți place, nicio problemă, ți-l alegi, îl adaugi. Însă mai sunt niște emoji, emoji, emoji. Mare atenție, blondă, nu orice fel de blondă. Poți să alegi și șatenă și brunetă. Ai găsit pe un cetățean cu turban, poate să fie și negru, poate să fie și maro. Ai găsit un moș Crăciun, moș Crăciun poate să fie și negru. Politically correct. Emoji. După care poți să schimbi categoriile de emoji. Pisicuță, mâncare, sporturi, călătorii, simboluri. Băi, deci la capitolul emoji, Apple a muncit. Cred că un departament întreg a băgat emoji în touch bar. Aplicația de poze. Din nou și aici am acces la funcții din touch bar. Pot să mi le setez pe cele care sunt favorite. În funcție de fotografiile care sunt, voi putea face și editări. Notiță. Și din nou introducerea predictivă, bife... Poți să adaug rapid un bulețuri, o notiță nouă, introducere predictivă a textului. Începe să-mi placă touch bar-ul. Luminozitatea ecranului, a tastaturii, play, pauză, derulare. Băi, de nu se sizezi nicio întârziere la touch bar. Funcționează foarte bine. Funcționează excelent. Și mai am și Touch ID. Ia să vedem. Și acum hai să-l trezim din adormire. Deschideți cu Touch ID. Aproape instantaneu. În rest, macOS Sierra este aici cu tot ce te-ai obișnuit deja despre sistem și funcționează mai fluid ca niciodată. Până la urmă, asta caută un utilizator. Acest factor de, nu știu, de plăcere. E plăcut, e la îndemână, e unealtă. Eu muncesc cu laptopul meu în fiecare zi, zi de zi, indiferent de zi. Și în vacanță îl mai deschid. Sunt foarte puține zile pe parcursul unui an în care nu-mi deschid laptopul și... Chestia de care m-am îndrăgostit cel mai tare este asta. Laptop închis, îl scoți din geantă, ai făcut așa și te apuci de treabă. Despre asta este vorba. Hai să vorbim puțin despre stocare. În varianta pe care noi o testăm avem doar 256 de giga, însă avem un SSD de generație nouă rapid. Problema apare în momentul în care vrei să adaugi memorie. La 512 giga va trebui să mai adaugi undeva la vreo 100 și ceva de euro. Dacă vrei să duci la 2 terabytes de stocare, mai ales când lucrezi cu video mult, s-ar putea să-ți trebuiască, trebuie să duci până aproape de 2000 de dolari în plus, undeva la aproape 8000 și ceva de lei, ca să îți poți instala pe un sistem de genul ăsta doar ca să adaugi acea stocare suplimentară. Și este enorm în condițiile în care prețurile pe piața liberă sunt la jumătate. Și la RAM, și la SSD. Plăcile grafice. Radeon 450 sau 455 cu 2 GB sau 4 GB de memorie GDDR5. Tot la capitolul productivitate, apreciem faptul că acesta este primul laptop de care am auzit capabil să se conecteze la două monitoare 5K simultan sau 4 monitoare 4K.
pe care le poți conecta inclusiv în Daisy Chain prin conectorul USB-C de la unul la celălalt. Mai mult decât atât, am văzut pe net review-uri, spre exemplu cu un monitor de la LG pe care abia așteptăm să-l testăm, în care monitorul dădea prin USB-C curent laptopului suficient și atunci aveam un singur cablu care dădea informație de la laptop la monitor, iar monitorul dădea curent înapoi prin același cablu. Asta este până la urmă una dintre frumusețile acestei tehnologii, capabilă să transporte, vă spuneam, prin aceste mufe, absolut reversibile, nu trebuie să te uiți în ce poziție le bagi, ori în sus, ori în jos, cantități mari de date, până la 40 de gigabits pe secundă. Bun, hai să ne legăm puțin de cameră. Are și webcam, deși marginea sa subțire, o vedeți aici, are un pic de webcam și este doar 720p și se vede granulat și este urâtă, urâtă, ești o cameră urâtă. Am zis că ești urâtă. Puteau să pună măcar Full HD sau 4K, hai să fim serioși. Dacă tot îmi iau un astfel de laptop, puteai să-mi pun o cameră 4K să-mi iau ochii și să zic, băi, am meritat $2,500. Dacă mă apuc de vlogging, o să pot să trag cu un Mac. Cum era să spună utilizatorii? Da, mai bine să mai vindem niște camere în magazinele Apple. Cu toate acestea, camera aceea frontală este ajutată de 3 microfoane pentru compensarea zgomotului de fond. Sunt ascuse undeva pe aici și sunetul va fi foarte bun. Sunt undeva pe la tastatură, din câte am auzit eu. Așadar, atunci când faci videoconferință, să nu-ți freci mâinile prin zona difuzoarelor. Laptopul nostru este pornit de ceva timp și este absolut silențios. Cei de la Apple folosesc un sistem de ventilatoare destul de pretențios, nici versiunea anterioară nu prea se auzea, nu porneau aproape niciodată și din nou o barbă albă pentru că poți lucra cu el. Este lucrează destul de rece, disiparea căldurii se face undeva prin zona asta pe aici și este foarte puțin cald în momentul în care îl testez eu. Cu toate optimizările de baterie, un astfel de laptop promite o zi de muncă. Ce înseamnă asta? Undeva la 10 ore de browsing sau de video, cu o singură condiție, să nu fie Chrome cu foarte multe taburi deschise, că este hămesi după curent și poate să stea în stand-by până la 30 de zile. Va descărca foarte puțin curent în funcție de setările pe care le pui de update pe timp de noapte. Apropo, nu poți să faci niciun fel de upgrade. Rapid, softurile de la bord, ți le-am spus pe scurt și cam astea sunt. Ia să le și vedem rapid. Avem preinstalate o mulțime de aplicații pe care te pot lăsa să le descarci, eu nu pun la suflet. Dacă nu-ți place muzica, GarageBand este în plus, iMovie la fel, PhotoBooth, FaceTime s-ar putea să-ți trebuiască și alte câteva chestii. În principiu însă, cu siguranță, mult din ceea ce vei face se va întâmpla într-un browser și într-o aplicație de design pe care va trebui să o instalezi și să o plătești. Ultimele mele impresii? Trackpad-ul este absolut uriaș, însă este bine poziționat. În momentul în care eu scriu, stau cu mâinile așa și are palm rejection, adică dacă ating din greșeală aici, nu o să-mi ia gestul și e o idee bună. Tastatura este destul de silențioasă după ce te obișnuiești cu ea, vei apăsa mai puțin decât la o tastatură obișnuită. Întotdeauna mi-a plăcut tastatura de pe MacBook Pro-ul meu, că este silențioasă, cu o cursă mai lungă. Aici avem o cursă mai scurtă, trebuie să înveți să apeși mai puțin pe butoane, dar sunt mari, au spațierea bună și sunt destul de ușor de învățat. Touch bar-ul este o surpriză foarte plăcută. Dacă ai 300 de euro de aruncat în plus pe el, este util. Sau poate îi pui deoparte și ți-ai adaptoare, habar nu am. Poți trăi și fără el în momentul ăsta, însă diferența o vor face programatorii care vor aduce softurile acelea care vor umple aici cu o mulțime de alte lucruri. Însă este o bucată mică, este o fâșie destul de mică care încearcă să suplinească faptul că nu am un ecran tactil. Touch ID-ul, băi, e părerea mea, mie îmi place și mi se pare util mai ales pentru acces, pentru validare, ca să nu mai bag parola de fiecare dată, să nu mi-o vadă colegii la muncă și când o să fie implementat și Apple Pay în România o să pot să și plătesc poate cu ea sau poate îmi fac un cont în străinătate doar ca să văd cum funcționează. Mă dă înapoi alimentatorul, mi-aș plăcut MagSafe, mi-e dor de el, îmi lipsesc o parte dintre porturi și mă supără scumpetea adaptoarelor, însă una peste alta, dacă mă uit aici, sunt tare curios să încerc și un MacBook Pro 13 Retina, cu sau fără touch bar. Pentru utilizare de zi cu zi, pot să încep de la 1400 de euro sau de dolari cu un MacBook Pro 13 Retina în locul unui MacBook Air, care te va servi cu siguranță pentru marea majoritate a taskurilor. Acest 15 Retina cu touch bar este pentru profesioniști. Trebuie să lucrezi într-o agenție, să fii creativ, să ai proiectele tale, abia atunci merită cu adevărat investiția, pentru că altfel este doar o fiță. Este o sculă profesională? Poate fi. Însă, dacă ești pe cont propriu, ești profesionist,
Un astfel de display, cred eu că poate fi foarte bun pentru editare. Performanța este mai mult decât suficientă și te poate servi, vă spuneam, cu brio cel puțin 2 ani. Mai puțin despre partea tehnică, mai mult despre viața reală. Cam astea sunt impresiile mele despre noul MacBook Pro 15 Retina cu Touch Bar. Merită sau nu 12.000 de lei? În rate fără dobândă e 530 de lei pe lună. Așa pare mai ușor de digerat? Trebuie să produci din ceva banii ăia încât să merite. Laptopul pentru mine este cea mai importantă sculă din rucsac. Cea mai importantă. Muncesc și muncește cu mine cot la cot în fiecare zi. Trebuie neapărat să ai o baterie bună, să ai un ecran de bună calitate, să se miște repede. Și dacă mai și arată bine, este excelent. Dar costă cam mult și nu cred că este pentru oricine. Cei de la Apple asta au făcut cu noul MacBook Pro, au devenit mai selectivi, au ridicat prețurile și genul ăsta de specificații le poți obține chiar și la jumătate de preț de la competiție, însă pachetul complet încă nu îl are nimeni în afară de Apple. Și cam atât. Aștept impresiile tale despre această minunăție mai jos la comentarii. Ca de obicei, un like, un share și un subscribe sunt foarte apreciate. Numai bine!